Bună și bine ați venit pe acest canal. Mi-am făcut baie pe păr. Mă pregătesc să merg la cursuri, așa că mi-a venit comanda de pe Shein. Mi stă părul ăsta în toate direcțiile. Și am zis să vă arăt și vouă. Deja am desfăcut-o pentru că eram foarte curioasă să văd dacă au ajuns ok, dacă sunt ok. Și mai am aici câteva testiute lângă mine. Și cred că o să încep cu astea totuși. Am luat pentru domnișoarele de onoare, pentru că v-am zis, noi nu o să facem o nuntă cu tradiții, cu... o să facem doar câteva poze, o ședință foto cu domnișoarele de onoare, cu gătitul mirelui și al miresei și cam atât, o să plecăm la biserică și cam asta a fost. Nu o să facem prea multe datini sau cum se numesc. Și am luat rochițele astea simpluțe, așa în formă de A, are doar detaliul ăsta aici la umeri. Așa mi-au plăcut mie, pentru că tot o să fie pe fucsia, culoarea asta, rozul ăsta foarte aprins. Și am zis să le iau pe astea. Mai întâi am zis, zic, și dacă nu o să-mi placă, nu e nicio problemă, le pun pe OLX și mi-au altele. Dar să știți că chiar îmi plac. Eu am mai avut rochițe de genul de pe Shein și am fost mulțumită. Deci da, chiar îmi plac. Sunt simpluțe și drăguțe. Mă gândesc să caut pe Shein niște floricele de pus la mână pentru domnișoarele de onoare în nuanța asta. Și să știți că au fost foarte ieftine. 20 ceva de lei a fost una și am luat 3, pentru că 3 domnișoare o să avem. Am 2 S și un M sau 2 M-uri și un S. Nici nu mai știu. S, M, da, 2 M-uri și un S. Deci am luat astea. Iar aici mi-am luat capoțelul acela pentru poze. Am vrut să-mi iau unul cu ceva puf, mă rog, l-am văzut la cineva și nu mi-a plăcut cum arăta, așa că mi-am luat unul simplu, la fel și ăsta a fost vreo 50 de lei. Nu văd rostul să dau prea mulți bani pe el pentru că îl folosesc, nu știu, o jumătate de oră, nici nu știu dacă o să-l folosesc o jumătate de oră. Este alb simplu, scrie Bride aici, n-am vrut neapărat, dar nu știu, ăsta mi-a rămas în coș, ce să zic, cu mânecă 3 sferturi. Drăguț, zic eu, nu știu, să-mi spuneți dacă v-ați comandat și voi, dacă ați fost mulțumite. Și vine cordonul ăsta. Oricum, eu o să vă atașez pozele. Nu știu de ce rochițele astea nu mi-apar în comandă. Habar nu am de ce. O să vă pun poze cu niște screenshot-uri așa cu prețurile. O să răstorn aici pentru că aici deja am măruntaie. O să încep cu... ce e mai important așa, am luat două seturi din astea de floricele, din astea de pus în piept, se numesc cumva anume, dar nu știu să pronunț, nu știu exact cum se pronunță și nu am gândit să spun aici vreo prostie. Vin așa în săculeți, v-am arătat eu că am luat două, o să desfacem doar un set, bine, o să le desfac eu după să văd dacă sunt ok și alea. Wow, și cred că ați observat că mi-am dat unghiile jos. Cam așa arată. Stați că nu știu cum să țin. Mi s-au părut, nu știu, foarte pe genul meu, pe gustul meu, pe placul meu. Și am zis să le iau. Astea au fost, cred că, 30 de lei, 6 bucăți. Și plus că am avut reducere, nu știu, cred că vreo 25 de lei am plătit. Am întrebat pe grupurile astea de mirese, la o fată care confecționa astfel de flori. Și era 25 de lei una. Și să știți că erau foarte împopoțănate. Nu știu, mie îmi plac mult astea. Și cred că, da. Iese de aici perluța. Prindeți. Și băgați înapoi perla. Mie mi se par foarte drăguțe. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă vă plac și vouă. Chiar sunt foarte curioasă. Poate că, na, nu sunt pe gustul tuturor. Dar mie mi-au plăcut mult. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare prea luminat aici unde filmez eu, că mi-am luat un ring light nou, o să vi-l arăt eu pe vlog, cel mai sigur. Și mi se pare că face prea multă lumină, acum este cam la 80%. Nu știu, nu prea văd bine ce filmez așa de tare bate. Mai departe, am luat o porjartieră din asta, ia să vedem. Asta știu sigur că a fost 6-7 lei, cam așa. Am vrut o albă simplă. Asta a fost ce am găsit eu mai simplu la ei. Mi se pare destul de drăguță, zic eu. Nu știu ce să zic, dar e ok. Adică nu văd ce ar putea fi mai
ok de atât. Este un elastic cu fundiță. Stai că le bag eu după. Mai departe, am primit și un cadou. M-au pus să aleg din mai multe chestiuțe. Aveam un porfar din ăsta la alegere, o pereche de șosete și încă un alt porfar, dar pe un roz, parcă, sau nu știu, un corai, așa. Și am ales chestiuța. Asta este un mini portofel din ăsta de monezi. Nu știu ce să zic, nu știu dacă o să-l folosesc. Vine așa cu... Dacă nu, o să-l ofer cadou cuiva. Eu nu prea folosesc genul ăsta de chestii. Sau poate o să-l pun într-un giveaway. Nu mai fac. Să știți că n-am uitat de giveaway. O să fac și extragerea, dar am fost cam ocupată în ultima perioadă și de asta. Mai departe, am luat așa. Vă spuneam că o să fie tematica rozul ăsta fucsia. Dar la, ca și decor acasă, vreau să fac cumva alb cu argintiu și cu roz, așa m-am gândit eu că ar merge bine. Și am luat în sensul ăsta două seturi de baloane din astea. Și vedeți că vine și cu o ațișoară aici, iar pe spate vine cu ceva lipiciuri. Nu știu dacă vedeți, peciuri din alea care se lipesc. Și nu știu câte bucăți are. Chiar nu-mi dau seama. 30, cred că, da, 30. Am luat două albe. Inițial am vrut să iau unul alb și Marius mi-a zis că nu cred că ar fi mai bine să luăm mai multe, pentru că oricum se mai sparg sau poate o să mai și comand, e posibil să mai comand. Și am zis, da, e ok. Și astea au fost set în jur de 4-5 lei, nu mai știu exact, nu vreau să vă mint, așa că o să vă pun pe ecran. Am luat două seturi din astea argintii. Cam aceleași preț au avut toate. Și două seturi din astea roz fucsia. Sunt destul de frumoase și astea pe cameră se văd roșii, parcă și doar banda asta se vede roz, dar și astea sunt roz, un roz un pic mai diferit. La fel și astea. Și am mai luat aici, hai să le desfac, un set de baloane cu domnul și doamna. Astea le-am luat mai mult pentru ședința foto cu Save the Date, în care anunțăm nunta. Și văd că sunt câteva. Aici, așa, da, mai mult mă chinui, just married, sunt mai multe mesaje oricum, le-am desfăcut și degeaba, o să le pun la loc, astea o să trebuiască să le pun undeva bine să nu le găsească David. Și am mai luat aici, dar n-am cum să vi le arăt, decât așa că n-are rost să le mai desfac. Am luat scrisul acela argintiu, pentru că, na, merge cu tematica mea, cu Bride to Be. Pentru ședința foto de acasă, înainte să mă îmbrac, astea au fost 90 lei, cam așa. Și cred că mai avem totuși ceva. Ah, da. Și mi-am luat și ceva de machiaj, de la She Glam. Un lichid... Un contur lichid de față. Dar stați o secundă să caut ceva să desfac. Gata. Deci cam așa arată, l-am și desfăcut, m-am chinuit puțin. Am văzut că este foarte laudat. Cam așa arată. Dar asta se vede și nuanța. Nu? Earthy Sepia. Nu cred că se vede. Foarte drăguță ambalajul. Și cam așa arată. Deci l-am luat foarte, foarte închis. Bine, dacă este blenduit bine, nu e nicio problemă. Cam așa arată. Stai să nu mă murdăresc, că vreau să-l întind puțin. Să văd cum se vede. Și văd că nu este așa, nu este genul acela care pătează. Ia uitați. Eu zic că e făinuț. Da. Și bineînțeles că nu puteam fără să-mi iau și o pereche de cercei. Și am luat pe ăștia cu inimioare negre, care sunt foarte drăguți. Nu mă așteptam să fie așa drăguți. Mă gândeam că este un plastic ceva. Deci ia uitați cât de drăguți sunt. Nu știu cum să vi arăt, să-i vedeți mai bine. Și sunt destul de mari.
Foarte drăguț sunt. Nu știu, cred că lumina asta totuși nu mă ajută atât de bine. Mi se pare că e mult prea puternică. Și ăștia, nu mai știu, vreo 5-6 lei au fost, dacă nu mai puțin. Da, sunt de metal. Chiar sunt drăguți, îmi plac mult. Sper să reușesc să îi pun și eu, să-i folosesc și eu la machiaje. Pentru că mi-am luat câteva și n-am reușit până acum să-i folosesc, dar așa îmi propun eu de fiecare dată. Și cred că cam asta a fost toată comanda. Da, nu mai am nimic. A fost o comandă în jur de 250 de lei. Sau mai bine, cred că cu reducere a fost 240-250 de lei, cam pe acolo. Și cam atât. Cam astea au fost toate articolele pe care le-am luat eu. Sper din suflet să vă fi plăcut. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like acestui clip și să-mi spuneți dacă ați încercat ceva din ce mi-am luat eu tura asta. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!